În ce privește finanțarea partidelor, legea asta a ieșit din codul electoral, e în procedurile parlamentare. Da, corect. Ați spus la un moment dat că ați reușit în sfârșit să interziceți gălețile, pixurile, mita electorală, cunoscută așa, generic. N-am reușit să aflu, uitându-mă peste lege, care sunt sancțiunile și cine le aplică. Da. Pentru că acolo sunt niște prevederi destul de clare care spun ce înseamnă material electoral. Afiș, corect, banner și așa mai departe. Dar n-am înțeles. Sancțiunile aplică Autoritatea Electorală Permanentă, care este instituția care monitorizează întreg acest proces și face și decontările. Bineînțeles că orice fel de sancțiune poate fi contestată în instanță, îi se dă sau nu îi se dă dreptate, însă, din punct de vedere financiar, sancțiunile sunt destul de dure, pentru că este vorba de nerestituirea sumei cheltuite și în plus. Cât? 50.000 de lei? Atâta parcă era lege. E destul de mult, dar pentru un partid, să știți 50.000 de lei? Bun. Haideți să presupunem că cineva vrea să încalce legea. Orice lege poate fi încălcată. Important este dacă merită. E ca un fel de povestea cu cota unică din 2004. Munca la negru exista și va exista. Însă important e dacă merită să o faci. Pentru impozit de 45%? Nu știu, oamenii se gândesc că poate merită. Pentru impozit de 16%? Foarte puțin se mai gândesc că merită. Dacă întreg acest concept funcționează în sensul limitării, pe de o parte, a sumelor cheltuite, dar și a categoriilor de cheltuieli, concomitent cu suportarea de la bugetul de stat a acestor cheltuieli, bineînțeles că legea poate fi încălcată. Sigur. Numai că merită să o faci? Eu asta ce spuneți? Că eu cred că nu. Atâta vreme cât sunt decontate de la bugetul de stat cheltuielile de campanie și sunt asigurate, nimeni condiții nu va mai fi tentat. Nu, nimeni. Nu pot eu să spun că nimeni. Nu va mai fi tentat ca înainte să încalce legea. Da. Asta este opinia mea. Condițiile sunt egale pentru toți, evident. Nu e absolut niciun fel de discriminare în acest sens. Și cred, da, vor mai fi încălcarea legii. Da. Sigur, cred asta. Aici mai avem o problemă cu Autoritatea Electorală Permanentă. I-ați întărit rolul, i-ați dat atribuții în controlul finanțării și cheltuielilor. Și cheltuielilor. Mai ales a cheltuielilor. Mai ales a cheltuielilor, ceea ce nu era înainte. Da. Dar rămâne problema politizării instituției. Ea este formată în conducerea ei dintr-o componentă politică. Sunt numiți politic acolo, pe scurt. Și atunci întrebarea e ce interes ar avea partidele care își trimit oameni acolo în autoritate să se controleze pe ele însele. Departamentul de control fiind în autoritatea asta electorală, răspunsul, nu în altă parte. Da. Teoretic ați putea avea dreptate, dar practic nu este așa. În primul rând că cei care sunt trimiși acolo sunt chiar pricepuți în domeniu și răspunsul la întrebarea dumneavoastră îl veți găsi în actele de control al autorității electorale permanente, anuale, la toate partidele politice și la toate filialele acestora. Veți descoperi că au fost amendate, sancționate partide sau filiale județene ale acestor partide, de toate felurile, de toate culorile și de la toată lumea, indiferent de proveniența politică a conducerii AEP. Deci au demonstrat că nu au partizanat politic în aplicarea legii. Au demonstrat-o. Ați mai subliniat o modificare importantă, și anume finanțarea doar de la buget a campaniilor, da, electorale. Și întrebarea e de ce în lege există, dacă așa stau lucrurile, statul asigură finanțarea campaniilor, da, de ce ați mai lăsat posibilitatea ca partidele, candidații să se poată împrumuta de la persoane fizice sau juridice? N-am înțeles rațiunea imediat acestei posibilități. Sunt două lucruri diferite. În primul rând, partidele se pot împrumuta, e o noutate, dar această finanțare a partidelor se referă doar la funcționarea lor și nu la campania electorală. Nu știu, să presupunem că un partid dorește să-și cumpere sediul sau să achiziționeze, nu știu, ceva. Să-și pună cotizanții să plătească. Am introdus, să știți că toate aceste prevederi de la finanțarea partidelor
sunt preluate din unele cerințe ale grupului Greco, acela de state de împotriva corupției, care au un capitol dedicat finanțării partidelor, am preluat toate acele propuneri. Asta nu înseamnă că automat sunt și cele bune, dezbaterea parlamentară urmează și suntem deschiși la orice fel de modificare. În ceea ce privește posibilitatea candidaților de a face contracta împrumuturi, nu a fost în vreo fel interzisă și până, nici până acum. Însă, deoarece legea prevede că în cazul campaniilor electorale, se deschide un cod de campanie în sfârșit în care candidații depun bani și candidații recuperează bani ulterior de acolo, la solicitarea autorității electorale permanente, n-a fost o decizie politică, aceștia au ținut să enumerăm toate modalitățile prin care un candidat poate avea acești bani. Că din fonduri proprii, că din împrumuturi, că din i-a primit de la părinți, nu știu, hai să zic așa, cei de la AEP au cerut să fie enunțate, nu ne-am opus. Că scoatem sau că le punem, nu a fost o chestiune de decizie politică sau nu are vreo importanță din punct de vedere al aici logicii politice. Aici o singură problemă, cunoscând politicienii români în general, nu anatemizăm toată clasa politică, dar cunoscând așa, cel puțin din practica DNA, metodele de lucru, s-ar putea să avem de-a face cu multe împrumuturi fictive, care ulterior să fie decontate de la stat. În cazul în care se întâmplă acest lucru, este responsabilitatea penală pentru fals în declarație a fiecărui cetățean în parte. Ca și în cazul precedent pe care l-am discutat, o lege nu poate prevede automat toate modalitățile de încălcare a legii. Însă o încălcare a legii se face pe responsabilitatea celui care face. Nu, însă aici mă așteptam ca dacă principiul finanțării de la stat tot l-ați introdus în lege, să fie mult mai clar acest principiu și să limiteze la maxim pătrunderea altor surse de finanțare private, care întotdeauna vin cu o cerință de payback, care vin întotdeauna cu o cerință de răsplată. Întotdeauna, dar de cele mai multe ori aveți dreptate. Ăsta a fost și motivul. Și atunci întrebarea e, de ce n-ați limitat pătrunderea acestor finanțări private care vin însoțite de solicitări, de contracte sau de alte avantaje și să spuneți, finanțare de la stat, da, păi atunci rămâne finanțare de la stat și punct. De ce n-ați ales varianta? Și fondurile utilizate inițial, spuneți dumneavoastră, ar trebui să fie numai fonduri proprii. Sunt organizații de drept privat, partidele, e treaba lor cum fac rost de bani și cu asta basta. Nu exclud absolut deloc revenirea la prevederile articolului pe care îl menționați, pentru că, repet, nu a fost propunerea vreunui partid sau vreunui parlamentar, ci solicitarea autorității electorale permanente. Dacă este incorrectă sau poate duce la interpretări abuzive, este suficient timp în Comisia Juridică sau în cursul dezbaterilor parlamentare să o modificăm. Nu resping deloc ideea ca dumneavoastră să aveți dreptate și nu mă cramponez de această prevedere în vreun fel. Mulțumesc tare mult!